Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dar ce mai fac porumbei tăi, Luca? Porumbei mei prosperă. Prosperă? Da. Ai luzav, mai sunt terorizați de pasăre de cauciuc? Avem pasăre de cauciuc în continuare în balcon. S-au împrietenit cu ea? S-au împrietenit de multe atunci. Eu am doi care au vrut să cuibărească la mine pe pervaza cu 3 zile, adică s-a ajuns la nivelul următor. Și ai vorbit frumos cu ei? Da, da, am dat, era să sparg geamul. Când am dat o palmă să fugă de acolo. Și am fugit? O plecat, s-au mai întors o dată, am mai dat o palmă, n-au mai venit. Vi-l imaginați pe Luca pândind la geam? Sunt sperioși așa tântălăi, dar... Sperioși. E ca un motan de la care să... Da. În mod normal... Îl și vezi pe Luca pe bune, știi, sunt... Exact. Despre pervazului cu ochii așa. Ce ai zis? Fix motan, știi? Stau pisicile, ni se văd doar ochii și urechile. Și mustățile. Da. Și Luca viu, acum e dat în fapt de nasul roșu. Da. Care lucește. Sunt exasperat cu nasul roșu, dar în fiecare vară nasul meu e roșu, nu știu de ce. Da, de la soare. Cum atrag eu. Dar de ce numai nasul? Da, păi asta e soarta ta cu nasul. În fine, certe cu porumbeii că eu am o problemă, am o doamnă da. Care plimbă o cățelușă în fiecare zi de la Dumnezeu, le dă o pungă mare de boabe de porumb. Au, este ce? Cu cățel, dar nici măcar ce nu se uită la bun. Ei să se bucure, să ce zici, bă, suflet bun are, dânsa le dă și se bucură de păsările. Excepțional. Trece cu câinile la, scoate sacoșa. Așa. O dă pe trotuar foarte acolo o frumos. Tonă de porumb și își vede de drum, înțelegi? Și vii porumbei. Și în urmă e vine aia, se întunecă văzduhul. Bă, nu știi cât sunt? E nenorocire, serios. Și mai am niște pisici umflate, bobeze la gen acolo. Nu mănâncă somon. Care, da, alea. Din când în când vin și mai terorizează pe aia. Hata, înțelegi? Se apropie tiptil, ce aia fug. Știi? Dar ele n-au niciun talent, că sunt grase. N-ar putea să-i prindă pe aia niciodată. Aia zboară, ele mai trec pe acolo, iar se întorc și mănâncă și pe urmă vin pe geamuri și dau drumul la lucrări. Pescăruși ai? Cum? Pescăruși? Cum nu? Ai, pescăruși. În sensul ăsta. Pescărușii sunt porumbeii la puterea a doua. Am sperat măcar... Pescărușul fură și orma de mână. Să știi, și se extind pescărușii acum, au apărut și în Cluj. Pescărușii sunt foarte agresivi. Da, deci se extind pescărușii, zici păi că... este invazie, deci dacă au apărut în Cluj, îți dai seama... Sunt și în București Cluj, de multă vreme. Bucureștiul era tradițional. Adică la mine acolo sunt vreo doi care survolează din când în când aerul să vadă cam care-i treaba. Se zice că ei sunt acioați în delta Văcăreștiului. Ce? Și ce caută? Și cumva s-au devenit și citadini, o parte din ei, nu... Crezi că au venit în sectorul 1, au simțit miros de asta, tu ceva pe stradă? Tu ai văzut cum atacă pungile de gunoi pescărușii? Porumbeii nu fac asta. Păi pescărușii rup punga de gunoi. Dar de ce nu atacă porumbeii? Că de ce nu altfel am discutat. Adică eu asta am sperat. Prima oară când am văzut pescărușii, zic, gata, li s-a înfundat porumbeii lor, au venit pescărușii. Au făcut o alianță. Pescărușul, da. E drept. E mai... E mai... Nu să vă spun, mai consistent decât porumbelul. Dar... Pe mașină vreau să spun. Ei sunt mai puțini. Da, da. Adică și șansele să te prindă pe tine porumbelul, ăsta, pescărușul, sunt mici. Dacă te-a prins, e nenorocire. Dacă te-a prins, faci duș. Nu, trebuie să bagi mașina la spălat frumos două serii. Că îți are vopseaua. Deci în Cluj este pescărușul cu picioare galbene. Să știi. În Cluj, în mai multe orașe din Transilvania, în Târgu Mureș, au început să apară pescărușii cu picioare galbene. Auliu. Ce particularități mai au? Nu știu ce particularități au. Cuibăresc în blocurile înalte, sus, în locuri abandonate, în chestia asta. Se pare că sunt pe faleză stângi și mănâncă din gunoaiele de prin oraș. Le plac zgârienorii? Da, zgârienorii clujeni și târg mureșeni. Bă, deci... nu știu cum se descurcă pescărușii în București. Pentru că eu am studiat puțin. Știți că eu am asta. M-am mai uitat după ei pe acolo. Mă, stau într-adevăr numai sus. Deci stau de la etajul 8 în sus. Dar și când o să învețe să coboare? Adică nu i-am văzut niciodată venind la ciuguleală pe la tomberoane sau, știi? Nu știu cum se descurcă. Practic, porumbeii au luat nivelul de jos, primele niveluri. Da. Și pescărușii... Pescărușii sus. Și au împărțit arealul. Când începe, tu aștepți să înceapă războiul. Unui prieten de-al meu, cred că v-am mai și povestit, acum vreo 7-8 ani, i-au furat puiul. Băiatul a scos un pui congelat pe pervaz, da. Într-o cratiță, da, și la un moment dat a văzut ceva mișcare și când s-a uit, se uita pescărușul în ochii lui cu puiul în cioc. Cu puiul în gheare și a ras-o exact. Nu, cred că în gheare, în cioc sau... Mai știi?
L-a dat pe jos, oricum a furat puiul. L-a plecat cu el cu toate alea. L-a luat și s-a dus cu el. I-a zburat puiul, înghețat. Pescărușul. Pescărușul are zi. Are lăbuțe cu... Are lăbuțe palmate. Cu care poate să le aibă cum vrea, el pleacă cu peștele. Tu n-ai văzut pescărușul la mare cum ia peștele? Nu ai văzut, ăla-i vulturul. Da, apă. Vulturul de mare cu peștele în ghiare. Pescărușul prinde peștele în ghiare, da. Sau numai cu ciocul? 0728 3 de 1 3 de 2. Spuneți-ne cu pescărușul. Cum prinde pescărușul? Pescărușul are niște ghiare cu care prinde ce vrea el. Nu, cu alea noată. Nu, noată, mă, că nu e rață. Băi. Bă, da, o plutește pe apă și dă din lăbuțe. Mulțumim? Da. E deja prea mult. Vă mulțumim. Eu zic că nu, dar trebuie să ne uităm acum puțin. Da, ne interesăm și vă spunem. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.